decision, fighting out of the red corner, Avion! Adi, meci un pic mai greu decât te așteptai. Da, un adversar destul de incomod, care m-a surprins cu o lovitură de genunchi în barbă, cum se vede, însă n-aveam cum să pierd, lupt în fața propriului public și chiar dacă muream cu el de gât, nu lăseam această luptă ca să o pierd. Cum te-ai simțit aici, acasă, cu sala asta care ți-a strigat numele tot meciul? Wow, publicul din Oradea este incredibil. Luptul după 6 ani am mai luptat în Oradea și sunt foarte mândru de această galerie care a venit să mă susțină. Chiar le mulțumesc pe această cale. Poate la anul vii din nou aici. Sper ca promoția Coloseum să vină cât mai des în Oradea. Chiar de 2-3 ori pe an, dacă ar veni, aș fi foarte bucuros, chiar și publicul, după cum se vede. Ce urmează pentru tine? Ce planuri ai? Deocamdată aștept noi propuneri, spre să plec înapoi în China, următorul luptă sau chiar în Coloseum pe următoarele luni care urmează. Mersi mult, Adi.